Bucureștiul a început să se dilate din ziua când am cumpărat-o pe Leta. Ca un cocoloș de hârtie pe care îl netezești. Și a devenit tot mai mare cu fiecare nouă bucată străbătută cu bicicleta. A început să fie și populat de oameni, cu fețe aproape palpabile, cu mirosuri, cu voci. Oameni vii. Apoi s-a contractat ca un sinter când Leta a dispărut, chiar de la un metru de secția de poliție 21. Era legată de gardul școlii 147, cu șufă specială pentru biciclete, cu un fel de ială pe care nu pot deschide decât cei care au cheia și cei care nu au. Am plâns-o mult. Toate bicicletele din oraș începuseră să semene cu ea. Nu mai puteam. M-am dus să-mi cumpăr alta de la Cora Lujerul. Ei, peste cine dau? Leta mea. Stătea singură și abătută, cu boticul înfipt între două bare de fier, dezbrăcată de toate podoabele rutiere, deșelată și fleșcăită ca o bețivă pe masa de la morgă. Era legată cu un lanț gros, cu un lacăt cât testiculul de bou. Căzuse pe mâna unui spirit nazist, sărăcuța, după ce eu o ținusem numai în uleiuri fine și în promenade lirice. Când m-a recunoscut, s-a lăsat pe o parte, lipotimic, și a început să plângă cu un soare pe la pinioane. Primul gând a fost să sun la poliție. Dar imediat mi-am zis că e vorba de un lucru important, deci nu trebuie implicată poliția. Pe ce bază să iau nazistului bicicleta? Că Leta nu vorbește cu polițiștii din principiu, nu le-ar fi spus că e a mea. Nu era timp de pierdut. Am furat-o. Da, am cumpărat din magazin un foarfece din acela cu mandibulă groasă, am tăiat lanțul și haida cu Leta spre ieșire, nici n-am mai pedalat, că fugea ea singură. Domnule, la poartă m-a oprit un gardian de la Cora. M-a înhățat ca un crocodil de gât și m-a ținut pe loc. După o oră a venit un polițist. M-a mai ținut o oră cu Leta la locul de unde o eliberasem. Să vină stăpânul ei. S-a tot anunțat prin stație. N-a venit nimeni. O fi văzut că frige și a tăcut mâlc. După încă o oră, trei în total, l-am convins pe polițist că Leta era a mea. I-a spus istoria fiecărui punct de vopsea sărită, a fiecărui fir de oțel desfăcut de la frâne, a pedalelor, una mai mare și una mai mică. I-am dat amănunte până la structura atomică a fierului din care era făcută. Iar el tot nota în carnețel. Abia după toate acestea mi-am adus aminte că am în buzunar elegie pentru bicicleta Leta, un text scris după dispariția bicicletei. Domnul polițist mi-a zâmbit și mi-a spus că nu contează argumentele literare. Pot să-mi iau bicicleta și să plec. Din simplu fapt procedural că nu exista nicio plângere împotriva mea. Te-am ținut mai mult doar pentru că mi-a plăcut cum povesteai, mi-a spus el. Nu e Bucureștiul un oraș minunat, cu polițiști, cu tot.